Un animal cu coarne mai estoase și aspect grațios a încântat întotdeauna oamenii care l-au întâlnit în sălbăticie. Cerbul european, un mamifer artiodactil cu performanțe și aspect uimitor, a fost protagonistul a numeroase basme, legende și povești transmise din generație în generație. Numele actual al animalului provine din cuvântul slav vechi Helen, pentru că așa au numit popoarele slave fiara cu coarne ramificate în trecutul îndepărtat. Caracteristicile cerbului european. Mărimea cerbului depinde de habitat și de caracteristicile speciei. De exemplu, rasa nordică crește de la 0,8 la 1,5 metri în înălțime și lungime de 2 metri. Masa unui adult ajunge la 200 de kilograme. Lungimea unui cerb crestat rareori depășește 1 metru, iar greutatea sa este de 50 kilograme. Cerbul roșu este considerat cel mai grațios și popular, deoarece se remarcă prin corpul său subțire, coada os proporțional, un gât alungit și un cap ușor alungit. Animalul are ochi galben căprui și o frunte largă ușor concavă în maxilar, în timp ce o specie de cerb are picioare subțiri și grațioase, cealaltă are picioare scurte. În orice caz, toate speciile sunt caracterizate prin mușchi și degete bine dezvoltate distanțate lateral. Vârsta unui cerb este determinată de starea dinților. De exemplu, un specialist poate înțelege cât de vechi are un animal, analizând gradul de măcinare a caninilor și incisivilor, curbura și unghiul de înclinare al acestora. Coarne. Aproape toate tipurile de cerbi au coarne grațioase, ramificate, care se numesc coarne, cu excepția numai apă fără coarne. Trebuie remarcat faptul că astfel de procese osoase se găsesc doar pe capul masculilor, sunt absente la femele. Cu toate acestea, această tendință nu este tipică pentru reni, deoarece femelele au și coarne mici. O parte semnificativă a acestor artiodactilii, și în special a celor care trăiesc într-o zonă climatică temperată, își aruncă coarnele anual, după care cresc noi în locul lor. Inițial, aceste procese constau în cartilaj și, în timp, devin acoperite cu țesut osos dens. Rata de creștere a cornului depinde de intensitatea dietei. Cu cât dieta este mai bogată, cu atât rata de creștere a cornului este mai mare. În cazul în care habitatul căprioarelor este o pădure tropicală, atunci nu ar putea să-și arunce coarnele timp de câțiva ani la rând. Reprezentanții zonei ecuatoriale nu-i pierd deloc scopul principal al coarnelor: protecție împotriva prădătorilor. Căprioara este cunoscută ca fiind un tratament preferat pentru mulți prădători, inclusiv urși și lupi. Prezența coarnelor puternice vă permite să vă protejați turma și descendenții de un rezultat fatal: atac în caz de pericol. Un animal înfuriat poate ataca cu ușurință inamicul și îi poate provoca răni grave. Au existat cazuri în care bărbatul, protejând familia, a ucis câțiva lupi. Luptă pentru femeie. Coarnele grațioase permit masculilor să-i învingă pe alții și să cucerească femeia. Renii folosesc coarne pentru a lucra și a găsi hrană. Cu ajutorul lor, animalul dezgropă zăpada și caută licheni nutritivi. Intervalul de coarne al unui căprioare european adult ajunge la 120 de centimetri. Iarna, cerbul roșu este acoperit cu blana groasă și lungă, iar vara cu blana subțire și scurtă. Culoarea hainei de blană determinată de specie și regiunea de reședință. Există maro, cafeniu, roșu maroniu, maroniu, gri, roșu, monocromatic, precum și indivizi cu pete sau semne caracteristice. Animalul se află pe lista celor mai rapide mamifere, deoarece atunci când fuge de un prădător, poate dezvolta o viteză incredibilă, 50 la 55 de kilometri pe oră. Unde să întâlnești căprioare cu coarne? O proporție semnificativă de cerbi cu coarne se găsește în Europa și America de Nord. Alte specii se găsesc în Asia, America de Sud, Africa, Australia și Noua Zeelandă. Vârsta maximă în condiții normale de nutriție și condiții adecvate este de 15 la 20 de ani. Dacă animalul
este crescut într-o fermă sau grădină zoologică de creștere a renilor, speranța de viață crește la 25 la 30 de ani. O trăsătură distinctivă a cerbului roșu este lipsa de pretenție față de condițiile de viață. Cel cornut poate trăi liniștit în păduri impenetrabile, pe versanții munților alpini, pe câmpii și zone umede. Majoritatea speciilor apare în locuri cu umiditate ridicată sau în apropierea corpurilor de apă. Aproape toți indivizii nu stau mult timp într-un singur loc și cu treieră constant. Vara, animalele formează turme și se mută în câmpii și păduri, cu o cantitate abundentă de plante nutritive. Iarna, ei merg în părțile accidentate ale pădurii, sperând că există mai multă hrană acolo decât pe câmpiile acoperite de zăpadă. Ce mănâncă căprioara? Toți căprioarele mănâncă alimente vegetale, iar caracteristicile dietei sunt determinate de regiunea habitatului și a speciilor. Primăvara, animalele cu coarne se hrănesc cu cereale, umbrele și leguminoase. În sezonul estival, animalele merg în zonele forestiere pentru a căuta nuci, castane, ciuperci, fructe de pădure, precum și semințe nutritive ale diferitelor plante. În toate anotimpurile calde, cerbul roșu își satură corpul cu muguri, frunze și lăstari tineri de copaci. Animalul nu refuză să atragă atenția fructelor, inclusiv a perelor și a merelor. În timpul iernii, friguri trebuie să ciugulesc scoarța copacilor sau ramurile plantelor. Animalele suplinesc lipsa unui conținut normal de minerale în alimentele de iarnă cu sare din linguri de sare sau izvoare minerale. De asemenea, pot roade un sol suficient de saturat cu săruri și minerale. Dacă organismul nu are cantitatea necesară de proteine, animalele încep să-și mănânce coarnele aruncate sau ouăle de pasăre, principalele soiuri. În prezent, căprioarele sunt împărțite în 3 subfamilii, 19 genuri și 51 de specii. Este important să înțelegem că, pe lângă căprioare sau reni, există și alte subspecii în natură, inclusiv căprioare, pudu, căprioare, elan și altele. Printre cei mai populari și mai renumiți cerbi din întreaga lume, ar trebui să se distingă următoarele soiuri. Nobil, de nord, apă. Cerb nobil aparține genului de căprioare reale și este format din 15 subspecii. Această rasă are o pată albă caracteristică pe coadă și chiar deasupra cozii. Culoarea nu prevede pete, iar coarnele se disting prin multe ramuri, mai ales dacă vorbim despre speciile europene, în urma cărora se formează o coroană grațioasă. Mărimea unui individ adult ajunge adesea la 2,5 metri lungime și 1,3 la 1,6 metri înălțime. În funcție de subspecie și aprovizionarea cu alimente, animalele pot câștiga până la 300 de kilograme în greutate. Cerbul mic Bukhara crește cu greu la 170 la 190 cm în lungime, cântărind până la 100 de kilograme. Dieta cerbului roșu conține leguminoase, ierburi nutritive și cereale. Iarna, animalele rojesc arbuști, se hrănesc cu frunze căzute, ciuperci, castane și scoarță de copac. Nu renunța acede molid sau pin, lichen sau ghinde. În absența unui echilibru normal, sărurile din organism sunt mutate în mlaștini naturale sau artificiale. Habitatul unui adult poate ajunge la câteva sute de kilometri. Mărimea teritoriului este determinată de disponibilitatea hranei și a femelelor. Gama de cerbi roșii este considerată a fi Europa de Vest, Scandinavia, China, precum și Australia și Noua Zeelandă. Condiția principală pentru viața normală a acestei specii este prezența unui rezervor în apropiere. Pot fi 10 indivizi într-o turmă, dar în timpul împerechierii, numărul crește la 30 de indivizi. Ren, al doilea nume al acestei rase, este caribou. Principala caracteristică a acestor animale și diferența față de alte rude constă în buza superioară complet acoperită cu blană groasă și coarne la femeie.
mele, un mascul adult crește până la 1,9 la 2,1 metri lungime și cântărește 190 de kilograme. Lungimea femelei este de 1,6 la 1,9 metri, iar greutatea este de 123 kilograme. Renul se caracterizează printr-o construcție genuflexivă și lipsă de grație în comparație cu alte specii. Principalul ingredient al dietei este iarba care crește în tundra înzăpezită, tufișuri, fructe de pădure și ciuperci. Dacă nu există suficiente proteine în organism, animalul trebuie să mănânce ouăle păsărilor și, uneori, pui tineri. Adesea, coarnele mănâncă rozătoare mici, lemingi. În permafrost, alimentul principal este mușchiul lichen. Dacă echilibrul de sare este subnormal, animalul trebuie să bea apă de mare sau să mănânce propriile coarne aruncate. Reprezentanții speciei trăiesc în tundră și taiga, America de Nord și unele insule din Oceanul Arctic. Turmele mari pot fi găsite și în câmpii, în regiunile muntoase sau în zonele umede. Căprioare de apă diferă în absența coarnelor, atât la femele, cât și la mascul. Crește până la 75 la 100 cm lungime, 45 la 55 cm înălțime și are o greutate corporală de 9 până la 15 kg. Masculul adult are dinți curbați, care ies în mod vizibil de sub buza superioară. Culoarea pielii este maro-maro, iar hrana principală este iarbă tânără și suculentă, frunze de arbuști și rogoz. Datorită apetitului lor vorac și a lipsei de resurse alimentare, animalele pot provoca daune grave culturilor și pot face raiduri devastatoare pe orez. În sălbăticie, acestea se găsesc în apropierea câmpiilor inundabile ale râurilor în partea de est și centrală a Republicii Populare Chineze, precum și în peninsula coreană, distribuie pe rețelele de socializare,